Maria Filip, soția fostului primar Dorin Filip, a fost agresată ieri în plină zi pe o stradă din Rovinar de către Ovidiu Chivu, fratele viceprimarului Laurențiu Chivu. Maria Chivu îl acuză pe acesta de amenințare. Polițiștii au început o anchetă în acest caz pentru a afla dacă viceprimarul Laurențiu Chivu are vreo implicare. Polițiștii din cadrul poliției orașului Rovinari au fost sesizați de o femeie de 51 de ani despre faptul că în timp ce se afla pe o stradă din localitate, a fost amenințată de un bărbat de 37 de ani. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare. Potrivit unei sentințe postate pe site-ul judecătoriei Târgu Cărbunești, Ovidiu Chivu nu se află la prima abatere. În 2002 a fost condamnat alături de fratele său, Răzvan Chivu, la câte 2 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de vătămare corporală gravă.